vina babi să o adică de dor pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneacul nu-i vedea niciodată. Moșneacul își pierdu răbdarea și zis într-o zi babi. Babă, măi babă, mănânci ca-n târgul lui Cremene. Iată-mi și mie niște ouă. Dar cum să nu, dacă ai foc de ouă, face și nu cu corță să facă ouă. Eu tot așa am bătut găina mea, ia câte și ouă îmi face. Moșneacul posticios să-i are cremene. Și cum scăpă din mâna moșului, fugi din casă și început a umbla pe drumuri. Și cum mergea el așa, numai ea ca găsește o pântuță cu doi bani. Și cum o găsește, o ia și se întoarnă cu dânsa înapoi spre casa moșneacului. Pe drum întâlnește o trăsură cu boier. Boierul se uită la cucoș, vede în clonțul o pânguță și zice vezeteului: "Bă, ia-te din jos și vezi ce are cucoșul acela în plis." Vezeteu se dă iute jos și cum face, cum o face, prinde cu coșul și luându-i punduța au dat bunul. Așa, dai drumul! Cu coșul supărat, nu se lasă și se ia în patrăsură zicând: "Boier mai, dai! Boier mai, boierul ciudat, cum ajunge în bucurie, poate îi zice Vezeteu: "Hei, ia cu coșul și cu brațul și aruncă-l în punctul acela." Vizitorul iar se dă jocul pe capră, prinde cu coșul și la zbârne pântă. Cu coșul văzând această mare primejde, ce să facă? Începe înghiți la apă și înghite, și înghite până ce înghite toată apa din fântă. Apoi zboară de acolo afară și se ia iar pe păsul. Boierul, cum ajunge acasă, zice unei babe să prinde cu coșul și să-l arunce cu toate. Baba face cu mâncă să și arunce cu coșul pe mașa acasă. Coșul, cum vede asta mare dreptate, începe a vărsa la apă. Se poartă toată apa ce e în până se stinge fructul. Apoi se duce la fereastra boierului și începe a trânti în geamul cu ciocul și a zice: "Am găsit bileaua cu licarii asta de cucoș." "Vezeteu, fără de cucoș aia este în cerea lăbinilor. Poate vreun bucare o am carne și-am scăpat de supărare." Vezeteu ia cucoșul și la sfârle cerea. E atât să vezi bucuria cucoșului. Înghițea la boi, la pași, la oi, până se străbi toată cerea. Apoi veni iar la geamul boiului și iar și început. Atunci cucoșul închide toți galbenii și lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la destra boierului și iar începe. Boierul, văzând până la urmă că n-are ce-i face, i-a zbârlit pânguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta. Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de spune. Elefantul se părea cât un pulice pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma sa venea un cântec nenumărat de poze, dar de care mai frumoase și mai bogate. Văzând că acest moșneagul i-a deschis cu
Ea cu iute ca un prâzne la șterne pătura. Cu coșul s-a așezut pe pătura scutură puternic din arii și în dată să umplă o grada mușleagui pe lângă păsări și de cerez de vite. Iar pe pătură turnă cu coșul o fină mare, dar care străduceau la soare de soare. Moșneagul văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cu coșul, desmerdându-l și cerându-l tare că se luase după gura babii și bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, nu mai sclipea ochii din cap și preznea de ciudă. Apoi spuse moșneagului rușinată. Moșneagi, tu rămi și mie niște galbe. Ba, pune-ți pofta în cui, mă, babă. Când ți-am cerut două, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu găina ta să-ți aducă galbeni, că așa am bătut eu cu coșul, știi tot de la cui vine. Și iată ce mi-a adus. Atunci baba se duce cu iată, apucă găina de coadă și o ia la bătaie de zvelea să-i curge în mână. Iată găina cum scapă din mâna babii, fuge pe drum. Și cum mergea pe drum, găsește și la mâncică, condite, atrevete mi se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Găina se lăpește pe parcă, trece de pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibar cu codăcină. Mama se duce atunci să afle ce a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina o oasă o mărgină. Mama, când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și o bate, și o bate până o moară. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot sărată lipită pământului. Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălțat în șuvățele albe și cu pinte la călcâie, deci se părea că e un erod de cel frumos, iar nu un cucoș de făcut cu borș.